Bună dimineața, stimați colegi. Se aude? Da, bună ziua. Bună dimineața. Da, începem. Bună dimineața. Începem ședința comisiei de start. Так, 21. 25. Vreau să vă anunț pe referitor la faptul că astăzi vom face o mică pauză la orele 10. Dacă nu o să reușim să dezbatem toate subiectele de pe ordinea de zi, mai mulți colegi au solicitat această pauză. O să mergem la următoarea colegii noastre, pe Elena Hrenova, alții vor merge la mormântarea colegului Sergiu Vlaciobanu, da? Și de aia s-a solicitat să facem o pauză. Pe atenție dumneavoastră este propusă ordine de zi din 16 subiecte. Dinu, Sergiu Litvinencu din start vă spun proiectul 185, da? Cu privire la pensiile judecătorilor, noi îl punem săptămâna viitoare, vă explic de ce. Deci până acum acest proiect era repartizat lui Igor Gârlea, colegul nostru, care a plecat să muncească într-o altă instituție. De ce el a fost repartizat unui alt consultant în comisie și încă nu este pregătit pentru dezbaterea în lectura a doua. Plus, trebuie să vedem aceste amendamente care s-au acumulat din partea deputaților, să le coordonăm cu poziția Ministerului Protecției Sociale. De aia, săptămâna viitoare să examinăm acest proiect. Dacă sunt propuneri la ordinea de zi. Dacă nu sunt, stimați colegi, cine este pentru a aproba ordinea de zi propusă din 16 subiecte, rog să vă expuneți. Bolea pentru. Suhadolski. Pentru. Dinu Plungău. Pentru. Mersi. Sergiu Sârbu. Pentru. Grigore Novac. Pentru. Sergiu Litvinencu. Pentru. Alu Dălinț. Mersi. Denis Ulanov. Pentru. Atunci începem dezbaterea proiectelor. Primul proiect în ordine de zi, proiect numărul 9, proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de Anchetă pentru elucidarea circumstanțelor spălătorie a banilor murdari în proporții deosebit de mari. Constantin. Stimați deputați, proiectul de hotărâre a fost înaintat de un grup de deputați. El propune drept scop constituirea Comisiei de Anchetă în vedere elucidării circumstanței care au dus la spălătoria banilor prin intermediul judecătorilor și instituțiilor financiare din Republica Moldova, începând perioada anului 2010. Trebuie să menționez că în procedurile legislative se află un proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 37 din 2019, având un conținut și text identic, de aia în cazul sau în eventualitatea adoptării prezentei hotărâri, fie celălalt proiect se respinge sau autorii vor procede la retragerea lui pentru a nu avea în procedură două proiecte identice. Întrebări. Asta care e identic proiectul? Este în 2019? Da, este proiectul numărul 37 în 2019 cu același conținut, parmi și autorii toți să aceeași. Clar. Dinu? Rog să-ți pentru că de
Nu, noi, noi ne expunem în, în alt sens. Vreau să vă amintesc ceea ce a spus și Constantin, că există acel proiect din 2019 și ca să nu fie el așa ca un balast pe agenda comisiei, cel puțin, nu vorbesc de Parlamentului, după ce va fi aprobat și constituită această comisie, dacă nu vă supărați, depuneți, vă rog, efort ca să fie retras acel proiect, ca să nu, ca să nu fie el pe agenda Parlamentului, un subiect care, eu știu, Parlamentul va soluționa prin acest proiect numărul 9 din acest an, 2020. Asta a fost propunerea, solicitarea. Eu am o întrebare la autor. 90 zile pentru constituirea comisiei e ok, stimați colegi, sau pentru activitatea comisiei, sau credeți că o să fie necesar mai mult timp? Dacă ea va fi constituită acum, 90 zile, asta luna februarie, cât noi stăm în, eu știu, o să fie și vacanță și celelalte lucruri, 90 zile e ok sau poate al... Мы долгом ничего тем Петров. Господин председатель, вот тоже вопрос был по поводу сроков, правильно, потому что учитывая праздники, учитывая то, что этот вопрос носит не исключительно внутринациональный характер, могут быть запросы со стороны комиссии в адрес внешних организаций, поэтому логичнее, конечно, продлить. Автору? Propunem și indicăm în raport 120 zile? Da. E ok, da? Nu era asta că 120 zile. Da. Și la necesitate deja cine va deține președinția comisiei va propune, dacă nu va reuși comisia să ajungă la unele concluzii, da, să, prin hotărâre suplimentară să extindă acest termen de activitate. În principiu, da, dar includem în oportun 120, da. Atunci includem în raport propunerea comisiei să fie extinsă până la 120 zile, cer scuze. Mai sunt întrebări, stimați colegi, la acest proiect? Da, clar, în principiu, la vot. Trecem la procedura de vot. Cine este pentru a da un raport pozitiv la proiectul numărul 9 din 24 ianuarie 2020? Rog să vă expuneți. Bolea, pentru. Suhadolski. Pentru. Dolință. Pentru. Novac. Novac, pentru. Nichiforciuc. Pentru. Mersi. Plângău. Pentru. Sârbu Serghei. Pentru. Ulanov Denis. Pentru. Pentru. Da, pentru. Mersi. Litvinenko Serge. Pentru. Mersi. Unanim din... Litvinist Alianț. Cei prezenți. Următorul proiect numărul 395 din 21 septembrie 2020. Inițiativa a colegilor noștri Roșca, Veronica, Litvinenko, Sergiu. Sergiu, al prezenți? La mine dispare... Sunetul? Ormilos. Internet. Hai atunci pentru ceilalți colegi, ca să nu dispară la tine internetul și să auzim, atunci ați prezint proiectul numărul 395
Constantin, dacă o să ai ceva de adăugat, deja o să intervii. Ne-am înțeles? Da, mă semne znak согласия. Constantin, te rog. Stimați deputați, prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea modificării legii numărul 1216 din 1998 prin taxa de stat și legii numărul 271 din 2003 prin metodologie calculării plății pentru servicii notariale, având scopul de bază de a acordare unor facilități la plata servicii notariale pentru moștenitori de clasa 1 și pentru soți supraviețuitori, precum și scutire la plata taxei de stat pentru autentificarea testamentelor și eliberare certificat de moștenitor în cazul în care solicitantul este pensionar sau o persoană cu dizabilități. Urmarea examinării prezentului proiect de lege urmează să constatăm câteva aspecte de, atât de ordine de tehnică juridică, cât și de esența proiectului. În primul rând, la cu referire la articolul 1 roman, linuța 2, din prezent proiect de lege, în vederea integrării în mod armonios a propunerii de modificare a actului normativ, precum și în vederea asigurării unității de stil și terminologie, cuvintele pensionare și invalizii urmează a fi substituite cuvinte personale și persoane cu dizabilități, așa cum este utilizat în legea numărul 60 din 2012. Stimați colegi, închideți vă rog microfoanele, că... Так, я нам похоже уходит. На машинку для счета денег. Нет, а мне показалось, что кто-то слил воду. Окей, мерджим адепарт. Deci, astfel, propunerea de modificare propusă de autorii la proiectul articolul 1 roman, linuța 1 și linuța 2, urmează a fi comasată și expusă într-o nouă redacție, ținând cont de cele menționate mai sus. Cu referire la esența proiectului, menționăm că articolul 1 roman, prin care se propune ca pensionare și persoane cu dizabilități să fie scutite de plata de taxe de stat pentru îndeplinirea actelor notariale... Grigore, închide-te, rog, microfonul, Grigore. Mersi. Da. Autorii proiectului își motivează poziția sa prin faptul că chiar dacă impactul financiar a taxelor respective nu este atât de semnificativ, adică 5 lei pentru autentificarea testamentelor și de la 5 lei până la 15 lei pentru eliberarea certificatului de moștenitor, achitarea acestora potrivit autorului este unul destul de anevoios și implică deplasarea la o instituție financiară. Menționăm că invocarea achitării taxei de stat la instituțiile financiare în cadrul procedurii notariale nu corespunde realității. De fapt, articolul 25, alineatul 1 din legea 246 pe 2018 privind procedura notarială stabilește că toate plățile notariale și taxele de stat încasate se înregistrează în registrurile necesare pentru desfășurarea activității notariale. La fel, articolul 24, alineatul 1 litera G și articolul 24, alineatul 2 litera F din aceeași lege indică că girul actului notarial și certificatul notarial conține mențiunea privind cuantumul și perceperea taxei de stat. Referitor la articolul 2 roman, punctul 1, prin care se propune excluderea discriminării dintre moștenitorii bunurilor imobile situate în localități rurale și bunurile situate în localitățile urbane, menționăm că articolul 9, alineatul 1 cu incile 1 din legea numărul 271 pe 2003, prevede că la eliberarea certificat de moștenitor pentru bunurile imobile din sate, în paranteză comune, cu excepția terenului cu destinație agricolă și a terenului pe care sunt aplasate construcții, plata se stabilește în mărime de 150 de lei pentru fiecare bun imobil separat. Autorii proiectului astfel propun excluderea sintagmei și sate comune, astfel încât pentru eliberarea certificat de moștenitor pentru bunurile imobile situate atât în sate cât și în orașe, plata pentru prestarea serviciului notarial urmează să fie de o sumă de 150 lei pentru fiecare bun imobil separat. Menționăm că raportul de expertiză din anticorupția CNA-ului se indică că potrivit prevederile articolului 2542 alineatul 3 din Codul Civil, lista bunurilor care intră în componența masei succesorale nu se include în certificatul de moștenitor. Astfel, la eliberarea certificatului de moștenitor, valoarea activelor care fac parte din masa succesorală nu are de fapt importanță. În acest sens, se menționează că modificarea propusă de autor va sublimina procedura de eliberare a certificatului de moștenitor, reglementat de Codul Civil, creând neclarități atât pentru beneficiarii serviciului notarial, cât și pentru notari. În partea ce ține de articolul 2 roman punctul 2 din prezent proiect de lege, prin care se propune ca moștenitor de clasa 1 și soțul supraviețuitor să beneficieze de o reducere de 50% la plata serviciilor notariale pentru eliberarea certificatului de moștenitor, menționăm că propunerea respectivă va reduce în mod direct venitul încasat de notar prin serviciile prestate. În acest sens apare riscul ca prin diminuarea venitului notarilor într-un anumit domeniu, ca consecință va crește costurile beneficiarilor serviciilor notariale în alt domeniu, principiu economic numit sub forma curba lui Laffer. În acest context menționăm că principiul independenței și imparțialității notarului stabilit în articolul 4 din legea cu privire la procedură la organizarea activității notarilor
și articolul 2 din legea privind procedura notarială presupune inclusiv și independența financiară a notarului. În acest sens avem și hotărârea Curții Constituționale numărul 67 din 1999, care stipulează că onorarul încasat de notar pentru actele perfectate reprezintă o plată prin care este remunerat prestația notarului, în condiții în care această prestație este activitatea de bază a notarului. Notarul, având astfel statut de subiect de drept privat, care în temeiul legilor speciale exercită activitatea notarială, are drept la o remunerare integrală a volumului de servicii notariale. Prin urmare, cuantumul acestei plăți nu poate fi impus de către organele autorităților publice, doar în acest caz se neglijează principiul autonomiei financiare a notarului. Principiile respective privind stabilirea cuantumului și proporționalitatea cheltuielilor și costurile serviciului notarial este stabilit și în articolul 8 al 2 litera B din legea privind procedura notarială, care stabilează că pentru deci notarul este în drept să refuză întocmirea actului notarial dacă acțiunile respective nu acoperă sau nu suportă toate cheltuielile necesare pentru întocmirea acestuia, precum și plățile notariale trebuie să acopere cheltuielile pentru asigurarea tehnico-materială a activității sale, a locațiunii, a întreținerii biroului, ținerea arhivei notariale, remunerarea personalului auxiliar, cota de contribuție obligatorie a notarului, suma concediului anual, contribuții la asigurări sociale de stat și asigurarea obligatorie de asistență medicală, precum și alte costuri care apar în legătură cu desfășurarea activității notariale. La acest proiect de lege a fost prestat și avizul și opinia consultativă a Camerei Notariale, care la fel a vizat în negativ prezentul proiect de lege, menționând că introducerea unui astfel de modificări va afecta în mod substanțial activitatea notarului și în consecință va duce de fapt consecințe negative atât pentru notar cât și pentru beneficiarii serviciului notarial. Clar. Domnule Tunenco, dacă puteți ceva să mai adăugați la proiect. Colegi, ideea acestui proiect este clară. Eu înțeleg temerile asociațiilor care apără interesele notarilor, dar în mare parte aspectele de bază ale acestui proiect survin urmare discuțiilor cu oamenii și acelor probleme pe care le întâmpină ei. Dacă este nevoie de mai lucrat, poate fie la problemă lectura întâia de principiu ca idee, după care ajustăm pentru lectura a doua, pentru că sunt unele argumente care în principiu eu le accept, altele nu le accept, dar important este să rezolvăm această problemă. Întrebări, stimați colegi. Întrebare, dacă se poate. Da. Da. Stimați coleg, noi suntem cu două mâini pentru a ajuta oamenii în teritoriu, care într-adevăr se întâmplă că achită sume mari la perfectarea, nu doar notarială, dar perfectarea anumitor tranzacții, mai ales cu imobile. Și vreau să vă spun că noi de problema dată am aflat încă prin anul 2014-2015, deoarece într-adevăr foarte mari de mii de lei achitau cetățenii la perfectarea, mai ales a moștenirilor. Dar vreau să vă spun că proiectul dumneavoastră, cu regret, nu rezolvă problema. Și vreau să vă spun de ce, deoarece noi ne-am confruntat. Noi de două ori am modificat legea dată, și legea privind taxa de stat și legea privind taxele notariale. Am micșorat de vreo două ori taxele notariale și taxa de stat pentru anumite categorii, în special pentru moștenire. Ele acum sunt foarte mici, ați recunoscut, 5 lei taxă de stat sau 10 lei. Și problema de fapt nu este în taxă de stat și nici în taxă notarială, care deja este micșorată pentru pensionari. Problema sunt în taxele cadastrale, deoarece, eu nu știu la momentul dat, dar la acea etapă vreo 60% din bunurile imobile nu erau înregistrate primar la cadastru, adică Nu erau efectuate măsurările cadastrale conform legii cadastrului, conform registrului cadastrului modern. Au fost toate de pe timpuri. Și atunci când deceda un soț sau o rudă, la perfectarea moștenirii nu puteai să perfectezi moștenirea, deoarece bunul nu era înregistrat la cadastru. Și cea mai mare sumă, de fapt, era pentru măsurările cadastrale, deoarece măsurările cadastrale trebuie să inginerul cadastral să iasă la fața locului, să facă măsurări,
Это aceste servicii ele își costau 1000 de lei. Noi și aici am intervenit vreo câțiva ani în urmă și aici, pare mie, se-am pus 150 de lei sau pentru unele categorii la măsurările cadastrale. Am identificat o procedură, așa numită procedură de înregistrare primară, simplificată, atunci când omul nu vrea să vândă bunul, doar vrea să-l perfecteze pe numele său, soțul sau soția supraviețuitor. Deci această problemă parțială a fost soluționată, probabil încă mai sunt categorii și probabil încă unele tarife cadastrale sunt mari. Iată, eu propun, poate noi să nu ne grăbim cu proiectul dumneavoastră, care el nu soluționează problema, poate să ne mai gândim, să vedem, să mai îmblăm pe la tarifele și serviciile cadastrale, unde am putea și ce categorii să ajutăm în acest sens. Mai sunt întrebări? Trecem la procedura de vot? Stimați colegi, cine este pentru a da... Colegi, eu accept ce spune Sergiu, într-adevăr. Haideți să nu spunem votul și eventual ne mai gândim, fie venim cu extinderea proiectului, inclusiv retragerea acestuia, fie vedem cumva cum se face în unele probleme semnalate de Sergiu, ele sunt relevante și poate eventual, într-adevăr, să le incorporăm într-un proiect nou. Сергей, надо не отзывать проект, надо действительно, ну, или отозвать технически, подать просто новый, но я поддерживаю Сергея. На практике видел много ситуаций, когда люди отказывались от принятия наследства в какой-то части. Вот они говорят, мы жили там 50 лет так и будем жить дальше. И только по причине того, что у них нет там пару тысяч лей сделать кадастровое дело. Поэтому очень правильная ситуация. Колеги, пропоную Федор Моторок. Сергей, секунду. Poate noi subiectul dat în cadrul comisiei discutăm o leacă mai desfășurat acest subiect și poate venim din numele comisiei cu un proiect mult mai mare și mult mai desfășurat care să lichideze toate cele probleme care le-ați enunțat și care în care mai sunt. Хорошее предложение. Autorul a propus să, adică două propuneri. Să facem un raport. Nici pentru prima lectură? Cunoaște mai bine, inclusiv acolo unde trebuie să intervenim ca să rezolvăm problema, poate e într-adevăr așa și Al excludem de pe ordinea de zi? Da, hai să le excludem. Ok, dacă toți sunt pentru excluderea din ordinea de zi, atunci a fost exclus. Și pe urmă venim cu un proiect. Două secunde, domn secretar de stat, acum trecem și la dumneavoastră. Următorul proiect, numărul 280, proiectul unui coleg de-a nostru, unde trebuie să dăm un raport, 280 din 26 iunie 2020. Proiect de modificare a unor acte legislative, legea privind organizarea de desfășurare jocurilor de noroc, publicitate, Codul serviciilor medio audio-vizuale. Constantin. Stimați deputați, proiectul a fost elaborat în vederea operării unor modificări în legea numărul 291 privind la organizarea desfășurării jocuri de noroc și legea numărul 1227 privind la publicitate și codul serviciilor medio și audio-vizuale. Prin instituirea unei interdicții de publicitate asupra unor categorii, asupra tuturor categoriilor de fapt de jocuri de noroc, prin care se includ inclusiv și loteriile, pariurile de competiții și evenimente sportive și alte forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc, inclusiv și cele din format online. Interdicția de publicitate se aplică, se urmează a fi aplicată atât pentru radio, televiziune, în presă scrisă, în servicii de cinematografie și video, prin internet și prin intermediul rețelele telefonice și telegrafice. Nu mă voi referi la aspectul de tehnic legislativ, acesta urmează a fi inclus în raport, doar că la esența proiectului, cu referire la articolul 2 roman, și anume propunerea de modificare a articolul 19 și articolul 22 din legea 1227 din 1997, pe care se propune instituirea unor derogări de la interzicerea promovării și stimulării jocurilor de noroc prin intermediul publicității, precum și interzicerea agenților economici să exploateze și să organizeze sau să desfășoare acțiuni de sponsorizare sau acțiuni filantropice, menționăm că aceste derogări, în cazul în care vor fi acceptate și introduse, urmează a fi regăsite în mod obligatoriu și în actul normativ de bază care reglementează modul de organizare și desfășoare a jocurilor de noroc. Cu privire la articolul 3 roman, prin care se
în parte ține de utilizarea sintagmei și altor forme de servicii în domeniul jocurilor de noroc, menționând că în prevederile articolului 2091 din 2016 se operează cu sintagma activități din domeniul jocurilor de noroc. În acest sens se propune ajustarea proiectului de lege în vederea utilizării terminologiei uniforme utilizate în legislația în vigoare. Referitor la articolul 4 roman, prin care se propune completarea articolului 277 cu incele 1 în codul contravențional cu o nouă componență de contravenție, urmează să atragem atenția asupra faptului că sancțiunea ce se propune a fi aplicată, și anume la sancțiunea privind privarea dreptului de a-și desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. Prevederea articolului 32, alineatul 36 din codul contravențional prevede că privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate poate fi aplicată ca sancțiune complementară. În acest sens, obligarea instanței de a aplica o sancțiune de privare a dreptului de a desfășura o anumită activitate fără ca acesta să aibă posibilitatea de a ține cont de principiul individualizării pedepsei contravenționale ar afecta dreptul contravenientului la o sancțiune echitabilă. În jurisprudența sa, Curtea Constituțională, prin hotărârea numărul 4 din 2018, a statuat că în circunstanța în care instanța de judecată este legată de constatările de fapt ale unei autorități administrative, rolul acesta se reduce la o simplă formalitate de validare automată a actului de constatare și de aplicare sancțiunii sub formă de privare a dreptului de a desfășura o anumită activitate. Astfel, în partea sancționatoare a contravenției propuse, considerăm că cuvintele cu privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an urmează a fi substituit cuvintele cu sau fără privarea dreptului de a desfășura o anumită activitate. Suplimentar, pentru o nouă componență propusă a fi introdusă, autorul urmează să prevadă care este agentul constatator care va constata fapta respectivă. Respectiv, autorul urmează să facă propuneri de la articolul 400-423-511 din codul contravențional. Clar. Întrebări, stimați colegi. La acest proiect. Cum spunea și la ședința trecută domnul Cibotar, după părerea mea, очень сырой проект. Dar, mă rog, sunt întrebări, propuneri. Trecem la procedura de vot. Cine este pentru a da un raport pozitiv la proiectul numărul 280 din 26 iunie 2020. Rog să vă expuneți. Zbolea, abținere, Suhadolski. Abținere. Dolință. Алла Алексеевна. Абцинере. Спасибо. Нова Григорий. Абцинере. Ее Карденко потрива. Никифорчук, Юджан. Потрива. Так, им потрива. Плангаудину. Пентру. Сербу Серчу. Пентру. Уланов Денис. За этот проект. Проект правильный. Необходимо просто дорабатывать его. Давайте, коллеги, кто поддерживает идею, будем работать. Я так понимаю, что и среди наших коллег, кто воздержится или голосует против, наверное, идеи на понимают о том, что... Идеи на да, но сам проект столько, скажем, моментов, которые не были доработаны, что... Проработать надо, да. Поэтому мы идеи на «за», предлагаем совместно доработать. Понятно. Литвиненко, Серж. Пентру. Клар. Ку патру вотур пентру, ку патру вотур абцинери, шум вотам потрива, ну, антурнит нумеру ни часар де вотур, ла мен ла латитудня парламенту лу диалуау дичизи. Так, мерси молт. Următorul proiect, stimați colegi, proiectul numărul 7 din ordine de zi, 439. Proiect de lege pentru aprobarea strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anul 2021-2024. Domnul Scoltă, s-a testat poftim. Vă ascultăm. Stimate domnule președinte, stimați domn deputați, bună dimineața, prezint atenției dumneavoastră proiectul noului document de politici în domeniul consolidării reformelor în domeniul în sectorul justiției, proiectul noi strategii de asigurare a independenței și integrității sectorului justiției și planul de acțiune aferent acesteia.
Condițiile care au impus elaborarea unui nou document de politici în domeniul justiției au fost determinate de necesitatea stabilirii pe termen mediu a unei viziuni de ansamblu de dezvoltare a sectorului justiției. Acest proiect de strategie și a plan de acțiuni cuprinde o abordare strategică și sistemică a obiectivelor aferente problemelor existente, cu stabilirea instrumentelor de soluționare și a impactului așteptat, fapt care va permite stabilirea pe termen mediu a unei viziuni de ansamblu de dezvoltare durabilă a sectorului justiției. În acest document de proiect de documente politice au fost setate trei direcții strategice de intervenție, și anume: independența, responsabilitatea și integritatea actorilor din sectorul justiției, accesul la justiție și calitatea actului de justiție, administrarea eficientă și modernă a sectorului justiției. Prioritățile stabilite în proiectul noului document de politici derivă din măsurile stabilite de strategia anterioară, strategia de reformare sectorului justiției pentru 2011-2016 și 2017, care nu au fost realizate sau au fost realizate parțial și necesită a fi fortificate, disfuncționalitățile semnalate în practică la nivel de sistem, rapoartele, expertizele structurilor internaționale privind deficiențele sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Proiectul, atât proiectul strategic, cât și planul de acțiune a fost elaborat de Ministerul Justiției cu suportul actorilor din sectorul justiției, partenerilor de dezvoltare și societății civile. În procesul de definitivare a acestor proiecte de documente, Ministerul Justiției a solicitat și susținerea Consiliului Europei, care pe platforma membrilor grupului ad hoc de experți creat la inițiativa secretarului general al Consiliului Europei în decembrie 2019 ne-a furnizat toate expertizele necesare pe ambele documente. Pe parcursul lunilor mai-iunie 2020 au fost organizate mai multe ședințe, videoconferințe cu membrii grupului ad hoc de experți ai Consiliului Europei, în total 10 videoconferințe. De asemenea, Consiliul Europei a oferit asistența necesară și în procesul de evaluare a costurilor necesare implementării strategiei. În acest exercițiu acoperit de Consiliul Europei, au fost contractați 2 experți, unul național și altul internațional, care au estimat costurile necesare pentru realizarea acțiunilor planificate. În cadrul exercițiului de evaluare a costurilor au participat și au fost antrenați și reprezentanții instituțiilor și autorităților implementatoare, fiecare instituție desemnând o persoană de contact care a fost responsabilă de comunicare cu experții care au analizat sau au oferit această analiză a costurilor. Menționăm că în cadrul unui astfel de exerciții și a unor acțiuni preconizate pe o perioadă temporală de 4 ani, nu poate fi vorba despre o exactitate absolută a costurilor, deci aceste costuri au fost estimative, sunt pentru 2020, dar Consiliul Europei ne-a asigurat că, iarăși prin intermediul grupului ad hoc, va putea oferi asistență practic permanentă pe parcursul deja implementării acțiunilor din planul de acțiuni și pentru o estimare mai curentă a costurilor pe întreaga perioadă a implementării strategiei și planului de acțiune, adică 2021-2024. Mulțumesc foarte mult și dacă aveți careva întrebări, vă rog, nu ezitați. Întrebări, stimați colegi? Strategia, un document foarte important, voluminos, care a fost consultat și elaborat în colaborare cu experți Consiliului Europei, cu alți. De asemenea, am avut și ateliere de lucru cu societatea civilă din Republica Moldova. Societatea civilă și cu alți parteneri. Întrebări, stimați colegi. Colegi, noi, această strategie și planul de acțiuni se propun a fi lege organică, lege ordinară, hotărâre de Parlament. Lege ordinară. Lege ordinară asta tot în două lecturi, da? Nu, ne-am pare rău, domnule Timenco. Legile ordinare într-o lectură se adoptă. Dacă sunt amendamente, e și două. Legile ordinare.
Asta își spun eu. Colegi, de principiu, sigur că în mare parte ceea ce este în strategie, deci, domnule, jucul bun, dacă ar fi implementat, cred că am ajunge. Stimați domnule deputat, dacă îmi permiteți să intervin, deci într-adevăr sau să detaliez anumite acțiuni din direcțiile strategice, deci în primul rând sporirea independenței sistemului judecătoresc și consolidarea capacităților Consiliului Superior al Magistraturii. Aici vorbim despre acele amendamente constituționale propuse, care au fost practic recomandate de către Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, care ar reduce termenul de probă de 5 ani pentru judecători. Ar diminua din imunitatea reprezentanților sistemului judecătoresc și la nivel de imunitate funcțională, standard acceptat de toate statele membre a Consiliului Europei și Uniunii Europene. De asemenea, perfecționarea sistemului de selecție și promovarea judecătorilor, deci o acțiune care prevede instituirea unui mecanism de declarare și verificare a averilor și integrității candidaților la funcția de judecător la etapa admiterii la Institutul Național al Justiției. Deci proces sau mecanism care nu există la moment. Și nu numai la admitere, dar și la numirea în funcție de judecător și procuror, precum și la promovarea sau transferul acestora în funcție. Eficientizarea activității autorităților cu competențe în domeniul anticorupției. Deci asta este una din principalele măsuri care urmează să fie realizată și ține de perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor personale, în special oferirea funcționarilor sau așa inspectorilor de integritate a competenței de a solicita efectuarea evaluării bunurilor în cadrul procedurilor de control al averilor cu scopul identificării valorii reale de piață a acestora, în vederea excluderii practicilor de dobândire a bunurilor la prețuri derizorii. Această acțiune constituie o acțiune expresă, o condiționalitate în cadrul memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară. Deci sunt mai multe acțiuni care, sigur, urmează să fie dezvoltate sau elaborate atât la nivel legislativ, cât și concret targetat, cât și la nivel instituțional. Încerc scuze. Întrebări, stimați colegi. La mine care era esența întrebării? De exemplu, eu nu știu cum alți colegi, dar eu am citit așa și strategia și planul de acțiune. De exemplu, ideea și propunerea, și eu mă gândeam că dacă mergem pe două lecturi, eu aș putea să vin cu anumite amendamente. Sigur că consolidarea, fortificarea rolului, ANIU-ului, consolidarea modalității de evaluare, fortificarea colegii, fortificarea capacităților acestora, asta e un lucru care nu poate fi exclus, adică este un lucru benefic și într-adevăr trebuie să facem lucrul ăsta. Acum, noi doar am vorbit anterior să nu închidem portița pentru evaluarea externă, extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Și cumva, în sensul ăsta, noi la început am mers, după care știu că ministrul și-a schimbat opinia. Dar până la urmă ideea e că poate reformulăm cumva ca să păstrăm și această abordare, dar totodată să nu excludem nici cealaltă abordare. Eu înțeleg cu o lege ordinară, o strategie, poți să mai schimbi anumite lucruri, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului. Adică faptul că aprobăm o strategie nu neapărat înseamnă că mergi exact pe acele acțiuni care sunt indicate acolo. Poți să mai deviezi, poți să mai completezi în funcție de, mă rog, de context, în funcție de situația concretă. Dar eu vreau să țin de o parte această strategie și acest plan de acțiuni. De altă parte, aș vrea să nu egalizăm doar chestiunea asta care o promovează ministerul de ceva timp, așa încât se închide portița pentru celelalte modalități de evaluare dacă lucrul ăsta va fi necesar. Și iarăși, dacă ne referim la fortificarea colegiilor, a ANIU-ului, ceea ce se verificarea integrității,
trebuie să recunoaștem că avem deja vreo 5 ani de zile de când facem lucrul ăsta. Aceste colegii, am impresia că prin 2016 s-a pornit activitatea acestora. ANIU e de 2017 și că avem deja 3-4-5 ani care lucrurile nu s-au îmbunătățit. Nu, dar de ce, Sergiu, spui că nu s-au îmbunătățit? Noi avem la ANIIP o activitate prodigioasă. Noi avem la ANIIP o activitate prodigioasă a inspectorilor. Acum, ultima perioadă, mai ales în anul 2019-2020, ei s-au apucat de capul tuturor, scriu fel de fel de constatări în privința, eu nu știu, în Parlament, dacă mai sunt deputați care nu au fost verificați și în privința cărora nu s-au făcut acte de constatare. Poate am rămas numai eu și tu. În rest, ceilalți dau explicații. Mulțumesc, domnul președinte, că aveți grijă de noi și ați avut grijă scris la mine. Eu nu vorbesc. Eu vorbesc despre activitatea ANIU-ului. Nu... Dar și dumneavoastră i-ajutați că ei... Nu uite de noi. Ei, hai. Ei și fac acte de constatare, primari, directori de grădiniță, hai să ne bătăm public, nu există acte de constatare. Judecători, procurori. Da, deși eu văd în fiecare săptămână de astea comunicate de presă din partea ANIU-ului, care de asemenea apar și la televizor că s-a constatat împotriva unui judecător, președinte de raion, doi deputați, trei consilieri, 10 pompieri și așa mai departe. Deci, în principiu, domn Bolea, eu chiar vreau. Nu, eu vorbesc în privința ANIU-ului. De celelalte organe, eu sunt de acord cu dumneavoastră că mai trebuie de făcut și o anumită evaluare în sistemul judecătoresc, dar uite ce propun eu. Hai să totuși mergem pe două lecturi. Săptămâna asta dăm raport pe lectura întâia. Și eu până la sfârșitul săptămânii respective vin cu anumite ajustări, mai ales m-am uitat acolo în plan de acțiuni trebuie, nu în strategie. Sergio, noi vorbim acum de strategii care au fost coordonate, dar nu coordonate, au fost scrise, da, împreună, în colaborare cu partenerii externi. Constituția clar spune cum trebuie să fie adoptate legile organice, legile ordinare și legile constituționale. Strategia nu face parte din șirul acela de astea, legi organice care este prescrită în Constituție. Respectiv, noi urmează să o adoptăm ca și legi ordinare într-o singură lectură. Dacă noi facem reguli de astea, noi pentru adoptarea legilor, nu, eu nu știu cât e de corect lucrul dat. La strategia anterioară a fost lege organică, dacă nu greșesc. Iată, domnul Foltea vrea ceva să spună. Domnule Tinenco, la ceea ce vreau doar la ceea ce menționate și spuse dumneavoastră. Deci, cunoaștem toți foarte bine că atât strategia cât și planul de acțiune este o foaie de parcurs care pe parcurs poate fi modificată iarăși în funcțiile de, cum ați menționat dumneavoastră, în funcție de context, în funcție de necesitate. Prin urmare, dacă Republica Moldova, cetățenii, societatea și forul legislativ va solicita evaluarea extraordinară în virtutea sau în funcție de situație, eu cred că această strategie și acest plan de acțiuni nici de cum nu împiedică la nivel legislativ să se pornească cu asemenea mecanism. Noi am reușit iarăși, fac referire la Consiliul Europei, al doilea raport de conformitate Greco, paragraful 110 din acest raport, Consiliul Europei Anticorupții salută intenția Republicii Moldova de a abandona verificarea extraordinară a judecătorilor, așa numitul vetting. Deci asta este expres în raportul Greco, al doilea raport de conformitate. Deci noi trebuia să reieșim și din concluziile acestui raport. De aceea noi și am înserat în aceste documente, atât în strategie cât și în planul de acțiuni,
acțiuni sau text care este destul de flexibil, care la necesitate, dacă societatea, dacă Republica Moldova o cere, deci se poate de intervenit și cu o formă sau un mecanism mai incisiv de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Dar noi trebuia de asemenea să luăm, să ținem cont și de ceea ce ne recomandă sau concluzionează asemenea comisii sau foruri internaționale înalte, cum este GRECO. Asta este. De aceea și vă zic... Dacă îmi permiteți, stimați colegi, Sergiu, dacă îmi permiteți, că eu și-o să fiu de partea secretarului stat, pentru că nu se pune problema dacă documentul este bun sau rând, documentul este bun. Ce este evaluarea extraordinară a judecătorilor, evident, de exemplu, eu sunt în tot foarte mare aceste idei. Problema nu constă în... idei bune, rea, documente bun sau rău. Problema mea care apare în momentul de față este dacă tot planul ăsta poate fi implementat. Iar și aici ține de evaluare extraordinară a judecătorilor. Aici, Sergiu, trebuie să ai o voință foarte mare și foarte puternică, iar în condițiile în care la noi situația politică este incertă, noi putem să facem 10 documente Eu sunt pentru această strategie, pur și simplu aș vrea să avem o formulă mai flexibilă acolo când vorbim despre verificarea integrității și evaluarea judecătorilor și nu scriem doar de colegii și despre ani, dar să lăsăm o portiță pentru alte mecanisme care evident ar trebui să fie conforme și recomandări. De exemplu, Sergiu, de exemplu, alte mecanisme. Dar care e modalitatea de a face amendamente la legile ordinare? Pentru că noi, într-adevăr, legi ordinare e cam rău. Acum, dacă mă uit la strategii, văd că cerțul din 2004 era toți legi organice, nu legi ordinare. Eu vreau să, nu tare mult, dar vreau inclusiv strategia respectivă să incorporeze în eventualitatea în care va fi nevoie să avem și această evaluare externă extraordinară. Deci nu batem în cui exclusiv ca pe urmă să fim învinuiți ăștia care ați facă reforma și dacă vor decide să facă evaluarea externă, să nu fie învinuiți, dar voi încălcați strategia care a fost aprobată prin lege, adică încălcați lege. Eu asta se evit. Deci rămâne evaluarea, cum s-ar spune, conform mecanismelor existente la momentul legislației, dar totodată să nu excludem și să avem cumva o prevedere în această strategie cu privire la posibilitatea identificării, aprobării și implementării unor alte mecanisme de evaluare în situația în care ne-o va cere, mă rog, necesitate. Sigur că și consensul este necesar. Eu despre asta și vorbesc, ca să nu avem... În primul rând, legile ordinare nimeni nu interzice să le votez și două lecturi dacă sunt amendamente. Dar eu altceva am vrut să spun, această strategie nici de cum nu împiedică ca ulterior, dacă va fi voință politică, să introduci orice fel de mecanisme. Chiar dacă nu sunt prevăzute de strategie, absolut nimeni nu interzice. Strategia este doar un plan și prin lege organică Parlamentul poate să decide să devieze de la acest plan dacă el vine să îmbunătățească și nu va fi nicio piedică. Asta vă spun eu la SIC. Dreptul la inițiativă legislativă și președinte. Eu știu că dacă asta e ordinară, lege ordinară, poți veni cu lege organică să promovezi orice, dar oricum rămâne. Dacă asta e un... E o foaie de parcurs, pe urma să te învinuiască că încalci foaie de parcurs și vii cu alte modalități care nu sunt prevăzute. Ok, haideți
Domnul Bolea este sau nu? Este domnul Bolea, domnul Bolea vă ascultă și pe unul și pe altul. Vă dă posibilitatea să vă expuneți. Eu vă rog mult să facem așa încât eu îți pot înainta amendamentele. Să nu vor fi multe și nu vor fi... Va fi așa o formulă flexibilă, dacă vreți. Adică să fie prevăzut cumva și una și alta, ca să nu batem în cui. Nu știu cum să facem la nivel tehnic. La nivel tehnic noi putem să facem felul următor. Adoptăm proiectul de lege ordinară, după aia eu cred că putem examina un proiect de lege privind modificarea sau completarea strategiei, fără nicio problemă. Da, Sergiu, dar cum poți înainta amendamente dacă eu sunt singur lector? La ce etap? Bine. Ca și la orice hotărâre de Parlament, de exemplu, dacă până la prima lectură, dacă se insistă într-o singură lectură, atunci se înregistrează acel amendament și în plenul Parlamentului se vociferează votului și se adopte, ca și la orice hotărâre. Ori votăm în prima lectură, în raport scriem, votăm în prima lectură, pe urmă până la a doua lectură amendamente ca și la orice. Deci iarăși ține de voință, voința comisiei și voința parlamentului. Ori până la prima lectură amendamente, ori până la a doua. Domnule Tineco, hai facem felul următor. Noi să-l propunem pentru dezbatere într-o singură lectură ca și orice lege ordinară. Înregistrează-te, rog, amendamentele și noi să le vociferăm în plenul Parlamentului și să le supunem votului. Ok, de acord. E bine așa? De acord, de acord, dar cu condiția că de principiu voi nu sunteți împotrivă. Da, și ministerul tot. Să depui amendamente să fie ele dezbătute? Da. Nu sunt împotrivă. Nu, în sens că să fie de principiu, de pe acum, susținerea de principiu a ideii, ca să nu fac de efort. Da. Ok. Eu aș vrea strategia să fie aprobată printr-o largă majoritate sau chiar consens, unanim, eventual. Da, în momentul care... Am înțeles. Mai sunt întrebări? Sau supunem votului? Stimați colegi, cine este pentru a da un raport pozitiv într-o singură lectură pentru lege ordinară, proiect de lege ordinară numărul 439 din 5 noiembrie 2020, proiect de lege pentru aprobarea strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024, rog să vă expuneți. Bolea, pentru. Suhadolski. Pentru. Dolință. Pentru. Novac. Novac, pentru. Nichiforciuc Eugen. Pentru. Plângăudinu. Pentru. Sârbu Sergiu. Pentru. Уланов Денис. Пентру. Литвиненко Сергей. Пентру плюс амендамент лекарливой формулации. Так, унаним. Мерси молд. Дом фолт, я инкум проект. Так, Министерство юстиции 417. Но и требуется дам он корапорт. Да, 417. И окей. Sau la alt v-ați pregătit? Care spuneți, vă rog? A, 297. Da, da. E ok. 297, noi suntem la lectura a doua, vestitul proiect de... Acțiune regres. Acțiune regres și răspunderea disciplinară a judecătorilor. 297. Cristina, dar noi unde sunt amendamente? Noi nu avem amendamente? Nu, amendamente nu. În general nu? Poftim. La direcția juridică sunt niște tehnic-legislativ, sunt noi cu autorul convenit în redactare să fie de acord autorul. Păi haideți să ne uităm și noi. Super. Proiect foarte important, fără amendamente. Asta e... Da.
Окей, стимați colegi, atunci dați-i, vă rog, doamna Daște, doamna Angela Poftin. Bă, dacă erau adunamente, trebuie să avem sinteză, dar așa... Bună ziua! Da, poftim, doamna Angela. Scopul proiectului este de a completa cadrul juridic național cu un șir de norme noi care ar asigura crearea mecanism de aplicare a instituției regresului în contextul condamnărilor Republicii Moldova la CEDU. Referitor la actele care urmează a fi modificate, sunt 5 legi. Legea 544 cu privire la statutul judecătorului, codul civil, legea 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, legea 151 cu privire la agentul guvernamental și numărul 3 cu privire la procuratură. Proiectul a fost avizat de pozitiv de către 4 comisii și direcția juridică. Direcția juridică are niște obiecte ce țin de tehnică legislativă. Noi am studiat cu autorul și autorul este de acord în procedura de redactare să fie efectuate aceste modificări, aceste redactări. Referitor la amendamente, ele nu au parvenit. Clar. Spuneți, vă rog, succint despre propunerile de redacție care au parvenit din partea direcției juridice. Deci, iată, în aviz este propus la articolul 2, respectarea cerințelor de tehnică legislativă, iată, punctul 1, să-l vă diferez. Da. La articolul 1, punctul 3, referitor la completarea legii numărul 554, cu articolul 21.1, răspunderea materială a judecătorilor, tragem atenția că în legea 153, în vigoare a fost abrogat integral articolul 21, răspundere patrimonială. Conform prevederilor articolul 3 din legea 100, în cazul în care se abrogă integral textul unei cărți și așa mai departe, deci mai departe, numărul sau litera urmează deci, a fi potrivit legii 100. La alte obiecții este de textul. Deci există la articolul 6, punctul 6, aliniatul 1.1, al articolul 36 din legea 178, legea 3. Răspunderea disciplinară a judecătorilor, precum și la articolul 5, roman, punctul 2, în text propus pentru completarea aliniatului 2, articolul 36 din legea la procuratură în vedere respectării prevederilor articolul 54 din legea 100, propune de a înlocui textul conform definiției acestora prin alte expresii specifice în limbajul juridic în elaborarea actelor legislative. Și cum s-au modificat? Noi cu autorul să lucrăm redacțional. Referitor. Și includeți asta, vă rog, în raport proces, pentru lectura a doua. Paiesia de redacție. Și titlul, la articolul 5, roman, punctul 3, în textul de la litera E' propus pentru completarea articolului 38 din legea cu privire la procuratură, expresia cu ocazia să se înlocuiască cuvintele în cadru. Da. Și cu titlul de observație generală, articolul 1, 2 și 4, în partea ce simt de atragere la răspunderea judecătorilor, procurorilor, care dacă vinovăția acestora a fost stabilită în cadrul unei proceduri disciplinare prin care s-a constatat intenția ori neglijența gravă în acțiune sau în acțiunile sale, urmează să țină cont de hotărârea Curții Constituționale numărul 22 și 23, care recunosc posibilitatea exercitării acțiunii în regres, însă având la bază o sentință în cadrul unor proceduri judiciare în rezultatul care să se constate vinovăția persoanelor. Procedura disciplinară și hotărârea emisie de colegiu disciplinar urmează a fi percepute ca un mecanism administrativ de organizare a activității. Dreptul persoanei de a avea acces liber la justiție nu poate fi astfel îngrădit, urmând ca vinovăția acestea să se demonstreze în cadrul unui proces judiciar echitabil. Clar, mențiunile respective, indicați mențiunile respective, țineți. La dosar puneți-le, vă rog.
mențiunile respective indicațiile în raport pentru lectura a doua. Stimați colegi, în lipsa amendamentelor de substanță și cu acele propuneri care au, de redacție care au fost propuse de direcția juridică și în lipsa întrebărilor la acest proiect, propun să supunem votul lui. Cine este pentru a da un raport pozitiv pentru lectura a doua la proiectul numărul 297 din 6.07.2020, rog să vă expuneți. Bolea, pentru. Suhodolski. Pentru. Dolință. Pentru. Novak. Novak, pentru. Nichiforciuc. Pentru. Merci. Plângău. Скрышнет, пентру. Да, де че ку скрышнет? Клар, сырный. Это как можно, по-моему, эти проблемы, думаю, более результаты. Поехали по схему, по точкам. Курме заселял. Сырбу, Сержу. Пентру. Уланов, Денис. Пентру. Литвиненко, Сержу. Пентру. Мерси. Унаним. Три сути три за шедой. Проекту. А колись лор ноштри. Уланов. Фотеску. Жардан. Проекту карной нам экзаменат саптамына три ку. Doamna Angela, poftim. Deci proiectul are drept scop, în opinia autorului, să asigure protecția adecvată a medicilor și lucrătorilor medicali aflați în exercițiul funcției. Astfel se propune modificarea codului penal și a codului contravențional prin definirea noțiunilor de medic și lucrător medical, precum și incriminarea acțiunilor de huliganism împotriva medicilor și a lucrătorilor medicali aflați în exercițiu funcției. A fost adoptat proiectul în prima lectură pe data de 20 noiembrie, anul curent. Amendamente n-au parvenit, doar când este un punct de vedere a procuraturii, dar acela a fost expus până la prima lectură și n-a fost formulat ca un amendament oficial, așa ca informații, pur și simplu. În care, deci, procuratura spune că nu este oportun acest proiect. Noi am examinat asta la prima lectură, când am dezbătut proiectul pentru prima lectură în comisie. Da. În rest, nu sunt... În lipsa amendamentelor, da? Da. Stimați colegi, care sunt propunerile? Examinăm și propunem lectura a doua? Nu sunt obiecții. Dacă nu sunt obiecții, atunci punem la vot examinarea pentru lectura a doua și a proiectului 332 din 16 iulie 2020. Stimați colegi, cine este pentru a da un raport pozitiv pentru lectura a doua la proiectul 332? Din 16 iulie 2020, rog să vă expuneți. Bolea, pentru. Suhodolski. Pentru. Dolință. Pentru. Novak. Novak, pentru. Nichiforciuc, Eugen. Pentru. Plângău, Dinu. Pentru. Sârbu, Sergiu. Pentru. Ulanov, Denis. Pentru. Litvinenko, Sergei. Sergiu. Sergio, prinde microfonul. Domnul Litvinenko. Pentru, pentru. Mersi mult. Spasibo, colegi, de pădășcă. Unanim propus pentru lectura a doua. Următorul proiect... Nu, haideți noi să examinăm cu rapoartele, rapoartele. După asta trecem la viză. Domnul... Da, până când domnul Mocan, Nina, hai, proiectul 400...
45 din 11 noiembrie 2020. Bună poftim. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile. Proiectul de hotărâre a fost elaborat în conformitate cu articolul 34 și 35 din regulamentul Parlamentului și are drept scop constituirea unei comisii de anchetă care va examina modul de exploatare a substanțelor minerale utile cu antrenare în activitatea sa tuturor autorităților responsabile de domeniu și va prezenta Parlamentul un raport în termen de 90 de zile. Da, în termen de 90 zile, comisia de anchetă, comisia va antrena în activitate, în mod de exploatare. Da, aici unica întrebare la constituirea comisiei de anchetă privind modul, privind verificarea, poate, modului de exploatare a substanțelor minerale utile. Asta noi să dezbatem în Parlament, da? Stimați colegi, întrebări la proiect. Nu sunt. Punem la vot. Cine este împotrivă sau s-a abținut de a da un raport pozitiv la proiectul 445 din 11 noiembrie 2020 privind constituirea comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile. Dacă nu e nimeni împotrivă și nimeni nu s-a abținut, s-a unanim, s-a dat un raport pozitiv. Următorul proiect, domnul Hanu, poftim, proiectul 417 din 8 octombrie 2020. Inițiativa unui grup de deputați, domnul Hanu, poftim, dar vă rog dacă e posibil, succint. Foarte succint. Stimați deputați, propun atenție dumneavoastră proiectul 417 pe 2020, inițiativa unui grup de deputați. Prin acest proiect de lege se propune, conform note informative, îmbunătățirea cadrul legislativ în domeniul transportului rutier și lichidarea unor lacune și incertitudini în cadrul legal actual. Adică se propune ca să fie modificate 5 legi, printre care, în speță, codul contravențional, codul transportului rutier, legea cu privire la asigurare obligatorie, legea siguranței circulației rutiere. Adică prevederile principale din acest proiect de lege ține de aceea că mărimea primei de asigurare se stabilește prin acordul părților, adică deja să fie la discreția părților. Bine, nota informativă menționează că nu mai mult de 1%. Al doilea, modificări esențiale se propun la codul contravențional. În codul contravențional se propune să fie introdusă o nouă sancțiune, adică sancțiunea ține de suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier prin reținerea plăcuților cu numărul de matriculare și a certificatului de înmatriculare și se propune ca codul contravențional să fie completat cu câteva articole ce ține de contravențiile în domeniul transportului ilicit de pasageri, adică articolul 439 cu indice 2. Și, de asemenea, prin proiectul de lege se propune deja ca să fie permisă transportarea pasagerilor cu mijloacele de transport reutilate, adică se propune excluderea interdicției la articolul 38 alineatul 5 din legea privind siguranța traficului rutier 131/2007, anume interdicția existentă care nu permitea ca să fie transportat pasagerii cu mijloacele de transport reutilate și ultima ține de codul transportelor rutieri. Din punct de vedere al, am să mă refer la câteva obiecții de ordin juridic conceptual. Adică, în primul rând, această sancțiune la articolul 36 cu indice 1 poartă practic aceeași denumire ca și o măsură de constrângere de asigurare a procesului. Adică
Și este prima, adică și în acest caz va crea un regim juridic dublu, deoarece suspendarea dreptul de utilizare a vehiculului rutier deja este prevăzut în articolul 439, indice 1, ca măsuri procedurale de constrângere. Mai departe, dacă ne referim la conceptul codului contravențional, conceptual, adică toate, articolul 395 se referă anume la competența instanței judecată și toate sancțiunile care țin de privarea de un drept special ține de competența exclusivă a instanțelor de judecată. În cazul dat, dacă iarăși vorbim despre aplicarea acestei, dacă constatarea și soluționarea cazului contravențional se pune pe, vor fi două autorități, adică prima va fi organele Ministerului de Interne, al doilea va fi autoritatea 47, adică autoritatea din domeniul transporturilor, adică ei ambele vor avea competența să constate și să aplice sancțiunea dată. Și practic chiar va intra deja puțin în contradicție cu conceptul codului contravențional, adică va fi o autoritate care va avea, adică va fi un agent constator cu competența de a aplica acest gen de sancțiuni. Încă o obiecție, dacă să spunem, ține de aceea că în prezent articolul 439 cu indice 1 prevede aplicarea acestei măsuri de constrângere pentru mai multe categorii de contravenții. În acest proiect de lege se prevede că măsurile acestea de aceste măsuri, adică de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier, să fie aplicat numai în cazul articolului 263 cu indice 2 și cel mai important este că până la intrarea în vigoare a deciziei cu privire la contravenție. Dacă noi ne referim acum la aspectul procedural când contravenția se constată de agentul constator, atunci, din moment când e întocmit procesul verbal, deja începe să decurgă termen de 72 de ore și ulterior este dreptul de a-l contesta în instanță de judecat. Și iarăși este o problemă conceptuală referitor la acesta. Mai departe, încă obiecție esențială ține de ce, că prin acest proiect de lege se provoacă o concurență dintre normele părții generale și părții speciale, drept material, cod contravențional, dat fiind faptul că prin proiectul de lege se propune ca sancțiune, acea sancțiune care a fost menționată, suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier prin reținerea plăcuților cu număr de matriculare și certificatul de matriculare să fie aplicat persoanelor juridice, pe când în articolul 34 din codul contravențional ce ține de anume sancțiuni care pot fi aplicate persoanelor juridice, această sancțiune nu este prevăzută. Este primul. Al doilea, că la înmărimea sancțiunii pentru persoanele fizice este prevăzută aplicarea amienzii sau sancțiunii pecuniare în mărime care depășește iarăși limita prevăzută de partea generală. Și vreau să menționez că în comparație cu codul penal, codul contravențional nu conține reglementări exprese, anume la capitolul de concurența de norme. O obiecție deja ține de denumirea proiectului de lege ce ține modificarea și completarea unor acte legislative în conformitate, dacă să ajustăm la cerințele legii 100, denumirea trebuie să fie pentru modificarea unor acte legislative. Adică acestea sunt cele mai importante, de ordin, să vorbim deja de tehnică legislativă, sunt mai mult de tip redacțional. Acestea sunt conceptuale la care am vrut să mă refer. Foarte succint. Foarte succint. Întrebări, stimați colegi. Asta 47, da? Da. Dacă nu sunt întrebări, atunci trecem la procedura de vot. Cine este pentru a da un raport pozitiv la proiectul 47 din 8 octombrie 2020? Rog să vă expuneți. Volea împotrivă. Suhadolski. Suhadolski. Aprindeți, vă rog, microfonul. Nu este. Dolință. Împotrivă. Novac. Împotrivă.
Nichiforciuc. Domnul președinte, Suhodolski împotrivă. Mersi. Nichiforciuc, Eugen. Împotrivă. Plângăudin. Pentru. Sârbu Sergiu. Abținere. Abținere. Ulanov Denis. Tot abținere. Litvinenko Sergiu. Pentru că proiectul e cumva o inițiativă comună a Ministerului și a transportatorilor. Așa înțeleg. Deci, să fi fost al Ministerului, era să simțim că e Ministerului. 5 voturi împotrivă, 2 abțineri și 2 voturi pentru, s-a dat un raport negativ la acest proiect, da, spre respingere. Următorul proiect, domnul Canov, vă rog, proiectul 426, proiect de lege pentru modificarea legii cu privire la comerțul interior, inițiativa Ministerului Economiei. Noi suntem la avizare, stimați colegi. Stimați deputați, proiectul 426 pe 2020 are mai mult un caracter tehnic, dacă să-l menționăm așa, dat fiind faptul că în acest proiect de lege inițiativă legislativă al Guvernului se completează în speță ce ține de diferite definiții, noțiuni și mai mult se vine cu niște cu clarificările anume de diferite categorii de instituții, adică obiecte de comerț. Și doi, ce ține de acest proiect de lege, adică se bazează anume pe procesele de digitare, de notificare și activități de comerț prin instituirea resurse informaționale în domeniul comerțului. Adică monitorizări și evidenții notificărilor, precum și asigurări implementării soluții de ghișeu unic pe platforma SIA GEAP, adică deja aspectul de digitare. Din sub aspectul obiectelor de ordin juridic nu sunt, dat în faptul că proiectul de lege corespunde cerințelor anume prevăzute de legea 100. Unica obiecție care ar putea fi că proiectul de lege trebuie să utilizeze corect noțiunile, adică dacă este autorități locale sau reglementări locale, adică aici sunt mai mult aspectul pur redacțional, care nu, adică aceasta unică obiecție care ar fi. De ordine redacțional, dar care nu afectează conținutul proiectului de lege. Mersi. Întrebări, stimați colegi? Punem la vot. Sunt colegi care sunt împotrivă sau s-au obținut de a da un aviz pozitiv la proiectul 426 din 19 octombrie 2020, proiect de lege pentru modificarea legii privind comerțul interior. Dacă nu sunt, atunci susținut unanim. Noi de fapt. Ok. Poftim. Nu, noi suntem, Ministerul Economiei este conectat și în caz că există întrebări, nu avem. Doamna Drăgălin, noi suntem, am fost în procedura de vot, eu vă mulțumesc. Nina, tak, tu ai doar un singur proiect, da? Hai, întâi. Următorul proiect la vizare, numărul 271, inițiativa colegului nostru Liviu Vovc, inițiativă din 22 iunie 2020. Proiectul de lege, inițiativă legislativă a unui deputat, propune completarea articolului 2 din legea 131 din 2007 cu trei noțiuni ce țin de curse ilegale de mașini. Potrivit notei informative, proiectul de lege a fost elaborat ca urmare a necesității clarificării termenilor de cursă, cursă ilegală și organizator de cursă, stipulați în lege pentru modificarea unor acte normative numeros 116 din 2020, în care s-a modificat codul penal și codul contravențional elaborat de către guvern. Menționăm că regulamentul circulației rutiere aprobat de hotărârea de guvern numărul 357 din 2009 stabilește expres la punctul 6 interdicție de desfășurare a concursurilor, antrenament sau curselor de vehicule pe drumurile publice, cu excepție celor autorizate. Noțiuni propuse din proiectul de lege dublează noțiuni deja existente. Totodată, țin să menționez că articolul 2 din legea 131 stabilește că noțiunile principale sunt redate în sensul prezentei legi, iar termenii propuși de proiectul de lege nu se conțin în legea 131. Și nu și-au, și are un aviz negativ al guvernului, la fel și CNA-ul. Întrebări, stimați colegi.
Dacă nu sunt întrebări, atunci trecem la procedura. O întrebare tehnică. Poftim. Dacă diferența între acest proiect lege și proiectul guvernului care a fost votat deja. Proiectul guvernului a modificat legea cu privire codul penal și codul contravențional. Autorii propun în legea cu privire la traficul rutier introducerea noțiunilor noi de cum ar fi cursă ilegală și organizator de cursă. Adică ăsta vine să completeze noțiunile care nu erau. Domnul deputat, nu le completează deoarece aceste noțiuni în legea cu privire la siguranța traficului rutier nu se utilizează în general în textul legii. Și ele nu își au rostul ca noțiune. Dar ministerul e ok? Nu, guvernul e negativ. Guvernul a dat un aviz negativ la proiect. Ok. Ok, atunci trecem la procedura de vot. Cine este pentru a da un aviz pozitiv la proiectul numărul, încă o dată, 271 din 22 iunie 2020? Rog să vă expuneți. Боля împotrivă, Суходольский. Împotrivă. Долинца. Împotrivă. Новак. Новак împotrivă. Никифорчук. Никифорчук Евген. Împotrivă. Плангаудину. Пентру. Сырву Сергей. Mă abțin. Уланов Денис. Да, также воздерживаюсь, потому что непонятно соотношение между уже действующим и принятым. Может быть, идея на хорошая, но, честно, попытавшись разобраться, непонятно, поэтому воздерживаюсь. Литвиненко Серджио. Пентру. Aceeași ситуации. 5 voturi împotrivă, 2 abțineri, 2 voturi pentru, s-a dat un aviz negativ la acest proiect. Tak, două, Constantin, doamna Gela, haideți, vă rog. Următorul proiect, numărul 404 din 28 septembrie 2020. Doamna Gela, poftim. Este inițiativa legislativă a unui grup de deputați din Parlament și are drept scop ca să permită autorităților locale să stabilească și să majoreze suma sporurilor, premiilor acordate, ajutoarelor materiale din contul veniturilor proprii. Referitor la problema, la acest proiect, se menționează următoarele. Deci, de tehnică legislativă, din denumire, trebuie să fie omisă, se propune omiterea sintagmei și completare. Referitor la faptul, deci, proiectul respectiv contravine principiilor legii 270 cu privire la sistemul de salarizare unic în sistemul bugetar. Dacă e să pornim de la principiile care sunt expuse, acolo, deci, în articolul 1 se prevede obiectul de reglementare stabilit în sistemul cu respectarea principiilor. Și un criteriu de bază este ca salarizarea să fie uniformă și să nu aibă careva abateri de la sistemul unic. O altă problemă este că nu este indicată sursa de finanțare potrivit, deci, Constituției și legii finanțelor publice locale. Acest mecanism mi se pare greu de a implementa și în contextul că legea bugetului pentru anul viitor nu este încă adoptată și nu este clar care va fi raportul între bugetele locale și bugetul central la capitolul ce ține de
subvenționare. Așa că o informație, deci undeva 70% din unitățile administrative teritoriale anul acesta au fost subvenționate de suplimentar de stat, din bugetul central, mă scuzați. Și iată, în acest mai mult că atât și Banca Mondială monitorizează în ce mod Fondul Monetar Internațional volumul cheltuielilor de personal în bugetul public național, fiind o țintă deci anuală cu partenerii de dezvoltare. Și în concluzie, instituirea și aplicarea acestor norme ar duce la pierderea controlului asupra volumului cheltuielilor de personal cu riscul de depășire a indicatorilor stabiliți. Articolul 165.1 din Codul Muncii prevede modul de în care deci angajatorul are drept să acorde anual salariilor ajutor material în modul și condițiile prevăzute de lege. Guvernul nu s-a expus încă la problemă. Întrebări, stimați colegi. Colegi, problema asta este veche, de când sunt medie. De când sunt eu, am avut tangență cu administrația, tot se discută despre chestiunea respectivă. Poate cazul să facilităm și noi cumva un dialog adecvat între CAUNU și Ministerul Finanțelor. Nu știu cine, pentru că, într-adevăr, pe de-o parte este sistemul de salarizare unitar, pe de-altă parte este autonomia locală, probabil trebuie să meargă după sistemul unitar, dar în același timp să existe o posibilitate de a pune în aplicare conceptul de autonomie locală. Adică ideea, în principiu, nu este rea și este concordanță cu Carta Europeană Autonomiei. Poate guvernul se va expune deja când... Sau se va expune comisia. Mersi mult. Mai sunt întrebări, stimați colegi? Dacă nu sunt întrebări, atunci punem la vot avizarea proiectului 404 din 28 septembrie 2020. Cine este pentru a da un aviz pozitiv la proiectul 404? Rog să vă expuneți. Более обценили, Суходольский. Ценили. Пойду, не минуя всем потрыва. Долинца. Обценили. Новак. Обценили. Никифорчик Юдин. Обценили. Плангаудину. Мерси. Сербу Серж. Пентру, сперем губернам согласяскому компромисс ку авторитеты публичи локали. Локали. Улану Денис. Да, тут Пентру. Мерси. Литвиненко Серж. Пентру. Ку патру вотер Пентру ши чинч. Абцинер нусал воту дечизии цинла латудня парламенту. Мерси. Următorul proiect 394, acordarea pe proiect de hotărâre privind acordarea unor plăți unice lucrătorilor din sfera protecției sociale a populației cu ocazia zilei profesionale, doamna Angela Popescu. Deci este proiectul la un grup de deputați din Parlament și are drept scop promovarea statutului de lucrător social prin manifestarea aprecierii față de munca asiduă acestora în cadrul comunităților. Din punct de vedere tehnicii legislative, punctul 2 și 3, în corespundere cu legea 100, urmează să fie cumulate, deoarece nu au aceleași normele acestea, conțin aceleași reglementări referitor la punerea în aplicare a hotărârii. Și astfel, deci, punctul 2 și 3 va deveni punctul 2, iar articolul 2 și 3 va deveni articolul 2, iar articolul 4 va deveni articolul 3.
Altă obiecție este de la CNA. În raportul său expune că se atenționează asupra faptului că cum s-au luat drept repier acești 10 ani, anume, ca să fie persoanele, să fie, deci, am vrut să zic decorate, dar nu sunt decorate, să fie acordate aceste plăți. Lipsește argumentarea și indicarea la sursele financiare de unde poate fi efectuate aceste plăți. Evident că vine în contradicție și cu articolul din Constituție și din Legea Finanțelor Publice Locale. Acestea sunt. Poziția Guvernului? Poziția Guvernului este negativă, nu susține și invocă că acordarea premiilor este reglementată de legea 270. Se invocă articolul 21 în condițiile care se expune așa o frază că referitor la prevederea propusă în proiect ce ține de elaborare în termen de 3 luni a strategiei de reformare și ameliorare a sistemului social în Republica Moldova, menționăm că în pilonul 6 din strategia națională vizează constituirea unui sistem de protecție socială solid și inclusiv prin stabilirea de obiective strategice și acțiuni prioritare de intervenție. Complementar, programul de activitate de guvernul conține măsuri concrete privind dezvoltarea și eficientizarea sistemului de protecție socială, inclusiv descrierea modalității și resurselor necesare pentru politicile publice în contextul atingerii obiectivelor strategice în domeniu, precum și descrierea impactului acesta. Și la fel se menționează referitor la legea privind actele normative, deoarece nu este în corespundere cu articolul 131 din Constituție. Și Întrebări, stimați colegi. Комментарий, если можно. Да. Заслушал внимательно позицию правительства. Такое ощущение, что ищется способ как не сделать, чем как сделать. Если есть замечания с точки зрения технико-легислатив или у правительства есть какие-то идеи, ну, можно как-то прийти с другим комментарием по проекту, а не искать способ и говорить, что мы не можем, потому что это регулируется другим законом. Наше мнение, что это может регулироваться этим проектом закона. Ну вот, просто комментарий отдам. Тем более правительству по проекту предоставлено право определить сумму вознаграждения, вот этих единовременных выплат по случаю того, что зарплаты у работников социальной сферы совсем невысокие, наверное, даже ниже, чем у медиков и врачей, и при этом единовременная поддержка по достижению 10-летней опыта безупречно работает в сфере, ничего проблематичного для государства не дал. Понятно. Чин есть пентру отдал на виз позитив ла проекту 394 дин 21 септембре 2020 рок свой экспонент. Более обценили Суходольский. Суходольский. Обценили. Спасибо. Долинцева. Обценили. Нова Григорий. Тинан Коми, позиция губернатора на обцен. Никифорчик Юджан. Обценили. Пленгаудину. Пентру. Мерси. Сырву Сержу. Пентру. Уланов Денис. Пентру. Литвиненко Сержу. Сержу Литвиненко. Aprindeți microfonul, domnule Tineanu. Probabil că dumnealui nu-i. Cu 5 abțineri și 3 voturi pentru, nu s-a luat nicio decizie
rămâne la latitudinea plenului adoptarea acestui proiect. Tak. Constanța. Scuzați-mă, vă rog, pentru 3 3 și 5 abțineri. Constantin. Так, următorul proiect, proiectul numărul 224 din 5-6-2020, proiect de lege cu privire la înființarea moratoriului asupra recoltării maselor lemnoase. Stimați deputați, proiectul prevede propune instituirea unui moratoriu pentru o perioadă de 3 ani asupra recoltării maselor lemnoase. Articolul 2 din proiect prevede o derogare prin care în perioada moratorului se permite tăierile de igienă și cele prevăzute la articolul 78 alineatul 2 din codul silvic. Proiectul mai prevede că după expirarea termenului 3 ani de zile stabilit pentru moratoriu, guvernul va fi în drept să decide asupra oportunității prelungirii acest moratoriu pentru încă o perioadă de 3 ani de zile. Obiecții, dacă ar fi asupra prezentului lege, se referă doar că la articolul 2, deci sintagma tăierile de igienă, codul silvic la articolul 34, de fapt operează cu noțiunea tăieri secundare, care cuprinde în sine tăieri de igienă, tăieri de îngrijire și tăieri de reconstrucție. Dacă comisia se dată în fond va vedea oportună de a poate substitui sintagma respectivă, deja ține de comisia de dată în fond. În rest? Obiecții nu au fost depistate. Poziția guvernului? Nu este. Clar. Mersi mult. Da, пожалуйста. Да. Мы в пояснительной записке указали необходимость данного моратория не потому, что мы такие злые. Возьмем хотя бы статистику. Есть рапорт Global Forest Watch, который показывает, что за период 8 лет, с 2001 по 2009 год, 2019 год, за 18 лет, Республика Молдова уменьшилась, в Молдове уменьшился лесной массив на 8350 гектар. 8350 гектар. При том, что страна у нас это не Российская Федерация, так на минуточку, да? Из которых только 817 гектаров было незаконно вырублено в 2019 году. Проверки, которые были осуществлены контролирующими органами в мае 2019 года, выявили почти половину вырубок лесов, которые были установлены, были сделаны незаконно. То есть это, по сути, нелегальные действия, нелегальные доходы и уменьшение лесного массива страны. Поэтому мы считаем, что необходимо объявить мораторий, серьезно подойти на уровне парламента и исполнительной власти к этому вопросу. При этом правительство оставлен порядок регулирования таких вопросов, связанных с санитарными вырубками или какими-то общественно полезными работами. Спасибо. Да, на фарде часто снимал коллеги, в адук аминте кэп санчепут programul de împădurire a țării a început în această toamnă. Eu, dacă nu greșesc, el va continua următorii 5 sau 10 ani de zile în așa mod ca să ridice procentul de împădurire a teritoriului Republicii Moldova. Trecem la procedura de vot? Sau sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, atunci trecem la procedura de vot. Sunt persoane care sunt împotrivă sau s-au abținut de a da un aviz pozitiv la proiectul 224 din 5 iulie 2020? Dacă nu sunt, s-a propus să votat unanim. Все за спасение экологии нашей страны. 100%. Următorul proiect, inițiativa domnului Oleinic, proiect de lege pentru modificarea legii 215 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, înregistrat sub numărul 446 de 11 noiembrie 2020. Stimați deputați, esența proiectului se referă la faptul că se propune înlărgirea teritoriului interiorul căreia să se permite vânătoare. Menționăm că prevederile articolul 26 alineatul 2 din legea 215 din 2011 în vigoare la moment interzice vânătoare atât la frontiera de stat, cât și pe coloarul de frontieră, precum și în fâșia de protecție a frontierei de stat. Potrivit propunerea autorului, vânătoarea se propune a fi interzisă doar în fâșia de protecție a frontierei de stat. Astfel, propunerea de modificare la fel la articolul 32 din legea respectivă urmărește abrogarea interdicției de a vâna de-a lungul frontierei de stat sau pe o adâncime de 1000 de metri de la linia de frontieră.
Argumentarea autorului la proiect se referă pe faptul că în spațiul de frontieră în ultima perioadă de timp a apărut, deci nu se permite vânatul și ca consecință a apărut o serie de animale sălbatice, inclusiv cele răpătoare, care devastează teritoriile agricole în adiacență și precum și creează riscul pentru apariția unor boli epidemice de rând de origine animală. În notă informativă s-a dat exemplu că în linia sau în culoarul frontierei de stat au fost depistate gripa porcină la o serie de ferme și cumva asta a fost argumentarea la proiectul respectiv. La acest proiect, fiind relativ recent, poziția guvernului încă nu este și alte opinii la fel nu au fost prezentate încă. În condițiile vizilor pozitiv al guvernului, da? Întrebări, stimați colegi. Colegi, noi în genere ar trebui să limităm la maxim vânătoarea pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu să extindem areele vânătoare, în special chiar pe frontiera de stat. Cred că nu ar trebui să ne grăbim cu asemenea proiecte. Eu cred că, nu știu, și lege trebuie să scriem că cei care sunt vânători nu au dreptul să vină cu proiecte care țin de excluderea vreunor interdicții pe partea legată de vânători. Clar. În condițiile pozitive al guvernului, da? Dar categoric împotriva proiectului. Da. Mai ales că e zona vorba și zona securității. Dar aici, până la urmă, nu e vorba de că e zona de securitate sau e zona de frontieră. Aici spune accentul pe altceva, pe consecințele. Pentru că este această vânătoare sanitară care e pădurare, oricine acolo, când se înmulțește numărul de vulpi sau de șacali, lupi sau animale care atacă, adică ei. Și asta nu doar la noi, asta e o practică internațională. Se face... Se vorbește cu vânătoare selectivă, după cum? Cum se numește? Vânătoare selectivă. Când se micșorează numărul... Tak, stimați colegi, noi mai avem încă două proiecte și avem 5 minute până la orele 10-6. Trecem la procedura de vot. Cine este pentru a da un aviz pozitiv la acest proiect, rog să vă expuneți. Bolea, abținere, Suhadolski. Abținere. Dolin Țala. Еще раз. Спасибо. Нова Григория. Да я не шучу сейчас пункт. Я пока шли пентру, да, начало с тем, что верим кожу ротов, чтобы понимали, как протяжать. Или возьмем абцент. Никифорчик Юджан. Пентру. Мерси. Плангаудино. Împotrivă. Sârbu Sergiu. Împotrivă. Ulanu Denis. Denis Ulanov. Abținere. Abținere. Litvinenko Sergiu. Împotrivă. Так, 3 voturi împotrivă cu 2, 4, 5 abțineri și un vot pentru. Nu s-a luat nicio decizie, rămâne la latitudinea plenului. Так, și ultimele două proiecte. Proiectul 398, Mihai Gheorgheș, dar prinde-te, rog, lumina să te vedem. Și noi să-ți dorim sănătate și revenire mai... Domnul președinte, i-a prins lumina, bună ziua, vă prezint proiectul de lege pentru avizare numărul 30. Pentru modificarea legii numărul 221 din 2007 privind activitatea sanitară veterinară. Deci, prin prezent proiect de lege, conform notei informative, se propune modificarea legii numărul 221 din 2007 privind activitatea sanitară veterinară, care vizează în principal acordarea dreptului de angajare a medicilor veterinari de liberă practică în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în scopul implementării mult mai eficiente a programului acțiunilor strategice de supraveghere
profilaxie și combaterea bolilor la animale, de prevenirea transmitirii bolilor de la animale la om și de protecția mediului, dar și acordarea unor facilități indispensabile atragerii tinerilor specialiști medici veterinari să activeze mediul rural. De asemenea, se propune de către stat asigurarea unor servicii veterinare minime garantate destinate cetățenilor ce întrețin animalele pentru propriul consum. Pentru propriul consum. Deci, ca obiecție, este cu referire la articolul 2 din prezentul proiect de lege, se constată că proiectul de lege urmează a fi adus în concordanță cu prevederile articolului 56 alineatul din legea numărul 100, potrivit căreia actele normative intră în vigoare peste o lună de data publicării monitorului oficial al Comisiei sau la data indicată în text act normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. Dacă observați la articolul 2 alineatul 2, acolo se menționează că actele care urmează să fie efectuate de către guvern, urmează a fi efectuate sau modificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ceea ce contravine articolul 56 al legii 100. Și de asemenea sunt proiecte de lege care conține carențe de ordinul tehnico-legislativ și în acest sens urmează a fi adus în corespundere cu prevederile legii numărul 100 cu privire la actele normative. Suplimentar menționez că de concert guvernul a dat acest pozitiv, însă a solicitat respectuos să țină cont de toate modificările care ele propun în avizul din mijloce. Clar. Întrebări, stimați colegi? Trecem la procedura de vot. Cu mențiunile respective care le-a făcut Mihai în care vor fi inserate în aviz. Sunt colegi care sunt împotrivă sau se abțin de a da un aviz pozitiv la proiect 398 din 22 septembrie 2020? Abținere. Ulan. O abținere. Mersi mult, cu 8 voturi pro și o abținere s-a dat un aviz pozitiv la proiectul 398. Și ultimul proiect, la vizare, inițiativa colegului nostru Alexandru Slusar, proiectul numărul 430 din 22 octombrie 2020. Mihai, poftim! Deci, prin prezentul proiect de lege se propune atribuirea în competența administrației publice locale de nivelul 1 posibilitatea de a exprima acordul privind atribuirea în folosință întreprinderilor miniere sectoarele de subsol pentru extragerea zăcămintelor de substanțe minerale utile prin adoptarea deciziei Consiliului Local. Deci, conform articolul 7 alinea 3 și respectiv 8 din cod subsolului, Fondul de stat al subsolului și Fondul de stat al zăcămintelor de substanțe minerale utile se administrează de Agenție pentru Geologie și Resurse Minerale de lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Administrarea de stat în domeniul folosirii și protecției subsolului se efectuează prin Guvern, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenție pentru Geologie și Resurse Minerale, care activează pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Așadar, prin normele menționate, în mod exhaustiv sunt specificate autoritățile în subordinea cărora intră administrarea în domeniul folosirii și protecției subsolului. Astfel, norma propusă intră în competență exclusivă a autorităților administrației publice centrale a statului. Deci, modificarea propusă contravine prevederilor codului subsolului. Și de asemenea, menționăm că din conținutul normei propuse spre modificare pot fi desprinse mai multe idei. Așadar, venim cu propunerea de a modifica conținutul textului. Întrebări. Cine este pentru a da un... Păi, eu îmi cer scuze, domnul deputat, dacă se propune pentru a modifica codul subsolului, urmează să fim efectuat modificări și în conținut articolul 7 și 8 respectiv. Și a legii 436 prin administrația publică locală. Mai multe legi. Ok. Trecem la procedura de vot. Stimați colegi, cine este pentru a da un aviz pozitiv la proiectul 430 din 22 octombrie 2020? Rog să vă expuneți. Bolea împotrivă. Suhadolski. Împotrivă. Dolin Țala. Не услышал еще раз. Импотриво. Спасибо. Нова Григорий. Импотриво. Никифорчук Юдин.
Никифорчук Юджен. Так, да елнуй, да? Плангодину. Сержу. Так, сербу Сержу. Сержи сербу, опринц микрофон вар. Клар. Tot noi. La ce întrebare că eu am la ultima, 430, cu legea subsolului, codul subsolului. Da, da, pentru. Уланов Денис. За, если можно, господин писатель, 10 секунд, я просто не успел дать небольшой комментарий. На самом деле проект хороший. На практике, работая по нескольким вопросам в качестве адвоката по делам в Аргееве, где находятся два карьера, мы столкнулись с очень серьезной ситуацией, когда эксплуатанты карьера абсолютно игнорировали интересы местных властей, права жителей. Были столкновения юридического и физического плана, поскольку эксплуатанты карьера считали, что они по отношению к местным властям ничего не должны, в том числе даже получить право на использование прилегающей территории, которая по закону относится к территории местных органов самоуправления. Поэтому проект очень правильный. Я предлагаю к нему коллегам вернуться для того, чтобы он все-таки получил позитивный авиз комиссии. Я готов поделиться той информацией и той судебной практикой, которую в конце концов мы получили и проголосовали на местных советах. Без голосования на местном совете мы дошли вплоть до лишения лицензии эксплуатантов карьера, и карьеры были закрыты, пока не было решения органов местной власти о выделении земельных участков. В том числе касаемо интересов людей, которые находятся практически на границе карьеров, где происходят взрывы, то есть есть реальная информация и практика. Стимат Колеж, я вводу к лакуноштинце к парламент, мой астазь, комиссия, votat un proiect de hotărâre, dacă nu greșesc, da? Prima. A doilea, există o comisie din cadrul Comisiei Mediu care a ieșit la fața locului la unele cariere și a văzut situația de fapt în ce ține de aceste explozii în mijlocita apropiere a locuinților cetățenilor. Într-a treilea rând, mai avem și un proiect de lege în privința aceasta ca să fie o prohibiție de a exercita săpături și explozii la o distanță mai mică de 2 km de localitate sau de este căsile oamenilor. Și plus la asta vreau să vă amintesc că subsolul este exploatat de către, adică este prerogativa nemijlocită a statului, autorităților centrale de a atribui aceste câmpuri miniere. Eu nu văd, ca să mai introducem încă o grevare să fie făcută și de administrația publică locală în acest sens. Dar, până la urmă... Dacă resursele este din mijlocit sau altă fie în administrațiile publice locale, le trebuie să aducă... Administrația publică locală, conform legii, primește o anumită taxă în bugetul local. În rest, subsolul aparține statului, fraților. Și administrația publică locală nu are nicio atribuție. La fel ca și apa și toate mineralele utile și autoritatea centrală de și autoritatea centrală de specialitate este organul care are atribuții nemijlocite vis-a-vis de exploatarea substanțelor minerale utile. Господин председатель, вы все правильно говорите. Недра – это недра. Это исключительно собственность государства и государственного атрибуира. Речь идет о территории. Атрибуира полигуальнор суб. Территории. Для того, чтобы фирма имела возможность эксплуатировать недра, они должны иметь в собственности эту землю. А уже то, что находится под землей и выделение вот этих полигонов для того, чтобы эксплуатировать недра, уже это прерогатива центральных властей. Если у нас, если у нас мы это все отдадим на откуп местной публичной администрации, вы увидите, что у нас будет в стране.
Где нет, что касается недр, то это безусловно должно происходить. Так здесь об этом и говорится. Проекту, еще а виз местной публичной администрации, если. А представьте себе, что вот страна начинает там, я не знаю, масштабные там стройки автобанов. И нужно, я не знаю, расширить там добычу щебня или не знаю чего. И будем просить у местной публичной администрации, там, не знаю, в районе X или в селе Y, чтобы они дали свой положительный виз. Вы не считаете, что это где-то имеет определенную коррупционную составляющую? Будут ходить после этого по каждому консильеру и будут клянчить эти голоса. А те будут выставлять определенную таксу. Наверное, главная коррупционная составляющая состоит именно в получении лицензии и выделении этих карьеров для работы. А что касается пределов прав местных властей, вот я в этом предлагаю работать. Недра, естественно, исключительная собственность государства. Так об этом идет речь. А для чего еще нужно иметь виз от местной публичной администрации? Вот скажите, пожалуйста, для эксплуатации недр. Я же об этом говорю. Ну ладно, это уже это другой вопрос. Мы об этом будем вернуться, просто такую рабочую группу сделать и поговорить. Мы об этом будем говорить на пленарном заседании. Стимас Кулеч анунс воту. К патру вотер потрібен патру вотер пентру проекту. Ну а интернет номер сард вотер ши Ромене ла латутня пленлю диалва у анумита дичизи на часен. Ультима. Повтім. Проєкт стало позбатав, коли давали збати. А, на Ламініка голосували, да. А мону мачну лавота Стимас Кулеч. Стимас Кулеч, шедін садясти з'єсті саусуб'єкт лі сунти пуїзати. Eu v-am transmis dumneavoastră toate documentele care au parvenit de la Banca Națională referitor la propunerea de a fi numiți în funcție de viceguvernator la BNB trei candidaturi. Da? Luând în considerare că ultima candidatură a domnului Sava încă nu au parvenit toate documentele, adică mă refer la CNA și ANI certificatele de integritate, de integritate profesională, eu propun ca mâine acest subiect să-l dezbatem la ședința comisiei. Eu știu dacă va fi stabilit că mâine vom avea ședința în plen înainte de ședința în plen. Nu sunteți împotrivă? Mersi mult! Ședința de azi este închisă, eu vă mulțumesc, ne vedem mâine, da, domn Plângău. La ce propunere, dacă o să fie terminat, neapărat poate fi invitat și ei, organele comisiei trebuie să vorbesc cu invitare. Încercăm. Ok. Poftim? Mersi. Mersi, stimați colegi, o zi bună să aveți.